Prieteni, astăzi o să facem o serie care să se numească Să desenăm cu Nichi, adică cu mine. Da. Eu în aceste 5 zile în care n-am mai postat, am mers la un muzeu, da, în care am văzut foarte multe animale. Dar cel mai mult mi-a făcut o girafă și astăzi aș vrea să vă învăț cum să o desenați. Da, hai să începem. Deocamdată trebuie să mă pun. Da. Deci, o să începem aici cu un cerc așa și cu un alt cerc așa. Aici am două puncte. Acesta va fi băticul. Și o gură. Bun. Aici vom veni așa, cu gâtul. Aici cu un picioruș. Așa, bun. Iar aici, așa, bun. Iar aici la fel, venim cu un picior, o copituță și cealaltă, celălalt picior, cu o copituță normală și Bun. Și aici un gât. Și așa. Și aici vom veni cu codița. Aici căpuț. O să lăsăm o pauză. Unde vom veni cu o urechiușă. Bun. Și aici la fel cu o altă urechiușă. Adică nu, cu o corniță așa. Dacă știți voi cum se numesc părțile astea, să îmi ziceți în comentarii. Că eu nu știu. Așa, da. Așa, bun. Uitați ce drăguț arată girafa noastră. Dar și acum o să îi facem ușorii pe care o să-i dublăm. Așa și încă o dată. Și aici celălalt ușor pe care o să-l dublăm la fel așa și încă o dată. Și petele. Așa. Bun. Pe care puteți să le faceți de orice formă doriți dumneavoastră sau voi, depinde ce sunteți copil sau adult. Și pe față. Uitați ce drăguț a ieșit. Bun. Și acum îi voi face niște genunchi. Așa. Acum e foarte drăguță girafa noastră.